Salutare, salutare din nou! Bine v-am regăsit la un nou episod marca Gianni Chiriță și Las Vegas România. Hai la podcast! Astăzi am câteva indicii să vă dau, nu vă dau foarte multe, vă dau doar două. Este, de fapt a fost, dar în continuare este, unul dintre cei mai tehnici jucători pe care România a avut și în special Steaua. Mă bucur pentru că a fost și rivalul meu în teren și este și prietenul meu în continuare. Doi, nu vă mai zic cine, pentru că, doamnelor și domnilor, Marian Aliuță! Te pup, Gianni, mă bucur că m-ai chemat și sper să facem o emisiune bună. Ali, eu mă bucur și îți mulțumesc încă o dată pentru că ai ce să vorbești. Ești prietenul meu și am venit cu mare drag. Ai ce să vorbești, uite, am un pomelnic de întrebări. Ești pregătit pentru ele? Sper să fac față. Fii atent, prima întrebare. Ai fost unul dintre cei mai mediatizați fotbaliști. Zi-mi dacă tânjești după perioada aia. Gianni, sincer, ai văzut că ai jucat și ai același sentiment care l-am și eu și toți care am jucat și ne-am lăsat. Atunci când joci, nu realizezi că joci la un club cum a fost, ai fost tu la Dinamo, eu la Steaua. Ți se pare o normalitate atunci, e tot un glumă, e vârsta. Nici nu te gândești că o să te retragi vreodată. Da, uite cum, uite, nici nu îți dai seama ce înseamnă cluburile astea două pentru România, nu mai vorbim de echipele de afară, vorbim de România. Eu eram la Steaua, tu la Dinamo, la două cluburi mari, da? Și o punem și pe Rapid lângă, pentru că am jucat și acolo și chiar se simțea rivalitatea. Nu realizezi, după ce te lași, tânjești după tot ce a fost, după... Atunci când te strigau suporterii, ți se părea o normalitate. Povestește-mi, te rog, că tu ai fost un fotbalist tehnic. Și na, fotbaliștii tehnici ai văzut că sunt răruți. Adică cu talentul tău sunt răruți, să recunoaștem. Ok, dar uite, și la tine, da, la tine prin devotamentul care îl dădeai în teren, cum a fost și Mirel, prin atitudine, prin spiritul de luptă și pe mine, uite, când îl vedeam pe Mirel și genul tău de fotbalist, când aveam o zi mai moale așa, adică mai proastă, da? Că la jucătorii tehnici știi că e... Trebuie să-i bagi în formă, trebuie să-i bagi în formă. Și vedeam când băga Mirel la lunecare și vedeam cum mă făcea și pe mine să vin cu ceva. Știi? Adică și spiritul vostru a contat foarte mult că te împinge și nu poți să joci cu 10 jucători tehnici. N-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă, da. Dar când ai un Aliuță în teren, crede-mă că noi o simțeam pe pielea noastră, ca rivali. Știi cum e? Eu am jucat, cum să zic, adică am jucat ca așa simțeam, adică eram, îmi plăcea să am mingea, îmi plăcea să, mai puțin faza defensivă, că, nu, dar să știi că aveam momente când o făceam, uite. Te-ai educat afară, faza defensivă, da, că ai jucat afară, te-ai educat mai mult ca în România? Mult mai mult. Deci eu, uite, cât am fost așa actor, mi-am dat seama că dacă nu fac exact ce îmi cerea antrenorul, cu toate calitățile care le aveam în faza de atac, nu jucam. Te scotea afară. Da, și când știai că joci meciuri pe sume și era concurență și nu te aștepta nimeni. Ca afară știi cum e. Nu joci în iarnă, vară, ai plecat. Nu contează sumele. Numai la noi se pune presiune. Și atunci simțeam nevoia să fac și faza de apărare. Și mie, uite, la Shakhtar, mie mi se părea cel mai greu la antrenament. Acolo erau dure antrenamentele? Foarte dure și era concurență mare și fiecare vrea să joace. Pe ce concurență? Că nu cred că era vreun fotbalist mai tehnic decât tine la Shakhtar. Să știi că erau jucători. Erau dar nu mai tehnic. Nu știu dacă mai tehnic, dar poate avea o calitate mai bună. Erau jucători buni și Florea care a jucat cu mine și Braț, știu, și Marica. Erau jucători că ei au prins pe ăștia, care făceau diferența, știi? Și atunci la antrenament exista concurența, deci crede-mă. Tot timpul jucam pe zone la antrenament și ai văzut că te prindea în zona de mijloc, cum eram eu mijlocaș, și jucai tot timpul 1-1. Și era foarte greu, dacă te eliminai, să fugi după el, să te repriezi. Și atunci, pentru mine, antrenamentele erau grele, la meciuri mi se părea atât de ușor. Și până am intrat în ritmul lor, mie mi-a luat vreo 6 luni. Țin minte că m-am dus. Destul de mult. Da, dar jucam. Dar mi-a luat 6 luni ca să pot să mi se pară antrenamentele ușoare. Ușoare. Și după aia nu mai aveam probleme, dar că ai văzut că corpul se adaptează la orice stil. Poți orice... să faci comparație între Shakhtar și Steaua, să-mi zici unde te-ai simțit mai bine, să-mi zici mai multe elemente în care te-ai regăsit mai bine la Shakhtar sau la Steaua? Eu și la Steaua m-am simțit bine pentru că am avut toată încrederea lui Neapiții, nu pot să spun că n-am, adică m-a lăsat liber cât s-a putut, nu că făceam eu ce vroiam, dar în teren să știi că mi-a dat... libertatea de a juca, îmi dădea încredere, simțeam și de la
ședințele care le aveam, adică îmi dădea tot timpul când auzeam că îi spune lui Fale sau lui Paraschiv cum ai mingea capul sus și o dai lui Marian, îți dai seama că atunci mă amuzam. Ce simțeai atunci? Îți dai seama, o siguranță, adică o încredere totală. Îți dai seama, mamă, da, toate mingile pe mine înseamnă luam că... pe Paraschiv și spuneam, haide, îl luam de gât după ședință, deci dacă nu dai mingea asta, te scoate. A fost Victor Pițurcă antrenorul cu care tu te înțelegi cel mai bine? Eu m-am înțeles bine și cu Nea Pițu. Eu n-am fost un gen de jucător care să creez probleme. Mai mă certam așa, dar nu să fiu conflictual. Nu, niciodată. Și cu Nea Pițu m-am înțeles pentru că eram crescut acolo, mă știa de mic și nu puteam să ies eu. Am încercat odată să... M-am supărat așa cu el, dar când mi-a zis, băi, gata, mi-am dat seama, băi, până la urmă e antrenorul și n-am trecut niciodată peste el, pentru că eu îl respectam și îl... Știi cum e, tu ai fost la Dinamo, eu am fost la Steaua de la 8 ani. Eu i-am divinizat pe oamenii ăștia. Tu ai crescut acolo, eu, da. N-am, eu am venit pe da, parcurs. Eu i-am divinizat, adică eu mă uitam la ei și... Erau idolii tăi. Da, eu cum terminam antrenamentul și auzeam că sunt pe terenul 6 la antrenament, deci mergeam, stăteam pe margine și îmi plăcea să aud orice discuție a lor, orice înjurătură. Mi se părea wow. Îți dai seama că era, cine era, Hagi, Lăcătuș și faptul că ei toți... Ai apucat să joci cu Hagi și cu Lăcătuș? Nu. Lăcă, cât am fost la Steaua, n-am luat la echipa mare, dar Hagi nu. Știi? Dar, uite, Lăcă era, când m-am dus la Steaua, ne-a luat la echipa mare, eram eu, Alin Stoica, Mitu și Edi Iordănescu. Și Mozacu și Niță. Deci toți am ajuns, în afară de Edi a ajuns antrenor. Dacă băgai pe vremea aia banii, cam cât avea avut, acum? Băi, eu am avut... Banii pe care ai câștigat aia mulți, cam cât avea acum? Eu când am venit de la Shakhtar, așa adunat, am avut vreo 1,5 milioane în 2002. Da. Cu prime, cu ce am strâns, erau bani mulți, 1,5 milioane. Și m-am dus în prelungirea Ghencea și era toată zona aia, mă duce Pârcălab, care are hanul Drumețului, el na, era cu luptele. Și mă duce taicăsu. El era lupta în Germania. Și când îi văd casa lui, era pe mijlocul câmpului și vedeai până la Rahova și pe partea cealaltă. Nu era nimic, practic. Și îmi spune, băi, el era în cadrul armatei. Hai să iei tot, că ai bani, ia tot ce e aici. 30 de cenți. 50 de cenți. Mă. Zic că hai că văd, ne vedem mâine. Tu hai că văd, când da. Ai să hai că văd, clar, nu mâine. Voi. Băi, gândește-te bine că o să mulțumești toată viața. Da, nu știu ce să zic. Zice, uite, mi-a trimis și Răzvan, dar n-are banii tăi. Mi-a trimis 5.000 din Germania și am luat și eu aici. Da. Păi și eu zic, dacă iau tot terenul, ce fac eu cu el? Ce fac cu el? Exact, educația de da. Care noi nu știam. Îmi bag eu banii aici. Cu 50 de cenți, da. Nu te minte, erau marea majoritate erau din cadrul armatei. Da. Aveau revendicate, nu știu cum. Și n-am luat. Și m-am dus și zic, ia uite unde vrea să mă pună. În câmpul ăsta, pe la seră, ce fac? Păi eu dacă luam toată zona aia... Erai miliardar. Astăzi aveam cel puțin 100-150 de milioane de euro. Asta înseamnă să n-ai pe cineva care să te învețe, da? Uite, eu astăzi, da? Și tu la fel, știi... Păi dacă are băiatul tău bani, îi spui, băi, eu am trecut pe aici și n-am făcut-o. Fă-o, că vezi că se dezvoltă. Dar noi de unde să știm? De unde să știm asta? Ce? Că n-am avut. M-am mai avut cu Gigi, da? Cea da. Mai bună și reală era cu Gigi Becali. Păi n-avea banii să ne dea salariile. Și îți dădea pământ. Hai mă să-ți dau teren. Păi știu că atunci așa făcea. Da. Da. Nu vreau nea Gigi. Ce fac într-o zi? Văd mașină, un celeu, îl avea Gabi Popescu. El avea celeu, Gigi avea să-mi dea mie banii, salariile. Da. Gabi Popescu aud că vrea să cumpere de la Gigi teren. Se face tranzacție în trei, Gigi scapă de mine, eu, fraier, iau mașină ca să fiu șmecher și Gabi Popescu ia terenuri. Cine a pierdut din toată asta? Tu. Eu. Și plus că mi-a mai dat Gigi teren, mi-a dat odată 1500 de metri, cadou. Mamă, hăita cu prieteni pe stradă, aia mă, că stă amărât. Hai să vindem și noi asta.
L-am vândut eu. Da. Cred că am luat vreo 100.000. Erau bani oricum, da. Dar nu aveam nevoie de bani. Da. Îl vând, ăla nici n-apucă să-l intabuleze, îl vinde mai departe, face promisiune, da. Nu se putea vinde. Îl vinde pe 200, ăla, altul, a treia mână, promisiune s-a dat pe 450.000. Și aude Gigi. Băi, ți l-am dat ție, cadou. Tu ce faci? Și tu pe așa îl vindeam eu. Da. Dar și ăla nebunic când a auzit ce prețuri s-au dat. Și nici eu n-am știut. Da. Deci într-o lună de zile s-a vândut terenul ăla. Eu vânzare-cumpărare, unul promisiune și a treia persoană promisiune. S-a vândut pe 450.000. Și cum a reușit Marian Naliuță să fie ceea ce este acum? Știm cu toți că tu construiești, bă, am ești avut, de succes. Am avut și eu probleme. Cine ai avut în spate după aia? Pe Dumnezeu. Să te învețe. Pe Dumnezeu. Da? Da. Doar Dumnezeu te ghidează în tot ceea ce faci. Îți spun sincer. Dar am avut și eu probleme. Am avut, adică am avut ascensiune și după aia m-am blocat și eu. Că, na, dacă nu ești atent într-un business, imediat poți să... Să cazi. Să cazi, da. Indiferent câți bani bagi, trebuie să fii foarte atent. Că poate veni un blocaj. Nu știu, îți blochează autorizația sau câte se întâmplă. Și am avut și eu același lucru. Uh-huh. Și am stat vreo 3 ani am stat. Și a trebuit să iau de la început să deblochezi. Dar mie mi-a prins bine blocajul ăsta, pentru că, gen, sincer, îți dai seama de oameni... Când e greu. Da, îți dai seama. Știu, mi-am la bine, și eu până asta. Ne pupăm, ne luăm în brațe, suntem frați cu toții, da? Când dai de greu, dacă sunt pe unul, mi se pare, bă, ăsta vezi că e mort. Ai avut situație de genul să n-ai decât 100 de euro în buzunar? Da. Și să ai nevoie de bani să nu te ajute, da, nimeni? Da, da. Nu trebuie să-ți fie rușine. Dar de ce să-ți fie rușine? Nu, că mulți spun, nu trebuie să-ți fie rușine. Trebuie să accepti și să fii... Oamenii puternici se văd și când nu au. Doar că ai văzut prietenii... Așa să fii puternic doar când ai bani, mie nu-mi se pare un om puternic doar când are bani. Da. Să ai cădere, nu-și dorește nimeni cădere. Corect. Dar să ai cădere, să ai puterea, să lupți și să nu cedezi. Și să nu te domine banul să te omoare, pentru că sunt persoane, nu vreau să vorbesc de... Nu, știm cazuri. Da, știm cazuri, da. În care au fost slabi. Slab, da. De ce? Pentru că eu m-am încrezut sincer, m-am încrezut în Dumnezeu. Și am zis, Doamne, dacă Tu m-ai ridicat, eu am căzut, nu Tu m-ai căzut. Da? Pentru că eu, prin faptele mele, am căzut, dă-mi șansa din nou să mă ridic, eu cred în Tine. Și Dumnezeu mi-a dat din nou să urc. De ce? Pentru că m-am încrezut nebunește și nu înțeleg oamenii, bă, cum a ieșit ăsta din probleme. Chiar nu înțeleg mulți. Pentru că eu am reușit să iau terenuri cu rest de plată, fără bani. Am dat la un teren din banii mei 10.000, teren de 500.000. L-am terminat, mi-am închis o parte din probleme. La fel, deci mie mi-au venit multe terenuri fără să dau bani. Ce am putut să aduc. Adică sunt oameni care stau lângă mine, care au bani și spun, băi, eu n-am văzut ca tine. Și am zis, n-am niciun merit. Dacă Dumnezeu vrea să te ridice, te ridică. Te ridică și mulți spun, du-te, bă, că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, da? Eu zic că după podcastul ăsta, după ce o să te audă cum vorbești, foarte mulți o să meargă la biserică. Nu, păi nu, ăsta e deja un interes, adică băi, hai să... Deci nu e bine, nu prea așa, bine. Nu așa, nu. Trebuie să ai inima, când te apropii de Dumnezeu, nu trebuie să ai un banditism care l-are omul. Uh-huh. Știi, când zici, bă, ăsta are bani, că mă dau pe lângă el și nu merge la Dumnezeu așa. Uh-huh. La Dumnezeu, dacă vii cu inima curată și te apropii de El, Dumnezeu își face prezența în viața oricărei persoane. Dumnezeu nu face diferență. Îți spun din experiența mea, nu face. Te ajută și pe tine și pe mine, doar să-i ceri. Uh-huh. Dar nu poți să-i ceri așa... Ia, Doamne, ia, dă-mi și mie, să văd eu că ești Tu Dumnezeu, dă-mi și mie aia. Nu merge. Nu merge. Când Dumnezeu te vrea smerit, te vrea în suferință, Dumnezeu își face cel mai mult prezența. Că spui, de ce, Doamne, mă treci prin încercări? Nu, El te pregătește ca să fii mai puternic, să fii mai bun, mai tare și să ai experiență cu El care nu te mai dă boară, nu te poate omorâ nimic. Pentru că, uite, eu am avut cădere, da? Câteva milioane. N-am cedat, n-am fost disperat, am avut gânduri, că e normal, că ești om. Cine a stat în spate? Familia, copiii? Nevasta, copiii. Familia și copiii. Atât. Da.
Nu există altcineva. Când spun unii, la, în cazul meu au fost doar ei. După care mi-au venit, Dumnezeu mi-a trimis oameni. Și am avut lângă mine și am și astăzi, care Dumnezeu mi-a trimis un prieten care l-am din copilărie, Albert, îl cheamă, care a venit lângă mine și mi-a zis, bă, frate, am auzit că ai probleme. Și a venit cu sume, nu, nu vreau să dau drumul aici să vorbesc, mi-a venit și a zis, bă, ai probleme, tu nu meriți să ajungi aici. Incredibil. Da, și a venit și mi-a dat bani și vorbesc de sume. Da, da, da. Nu vorbesc de 1.000, 10.000 sume. Da. Vorbim de la milioane. Da. Și a venit lângă mine. Și au început oamenii când au văzut că îmi dau. Ah, gata, l-a păcălit. L-a ars. Și nu s-a demonstrat. Deci el a avut, băiatul ăsta, Gianni a avut lupte. Pentru că oamenii veneau și spunea, băi, vezi că e căzut, e mort, cum îi dai bani? Tu îți dai seama omul cum vrea să mă ajute și era o luptă pentru el. Că te, te alții, influențează. Da? Alții, da. Băi, vezi că nu mai te omoară. De îi dai banii, te-ai dus în cap. Da. Se ducea acasă și mi-a spus după mult timp. El nu-mi zicea atunci. Dar el nu s-a oprit. Mi-a dat. Și a zis, băi, ceva? Că eu când îi spuneam, de ce ai făcut-o? Și mi-a arătat în sus. De la Dumnezeu. Și după aia mi-a zis într-o zi, de mai multe ori, a zis, băi, ceva? Mă împingea de sus să-mi spună, du-te și dă-i tot. Du-te. Incredibil, și băi. Da? Incredibil. Și nu era legat. E credincios ca și noi, da. Dar nu era aprins. Și îmi spunea, bă, frate, mă împingea și după ce mă amețea oia pe stradă, mă ducea, m-a amețit, bulversat, și după aia în casă îmi făcea cineva, du-te și dă-i, du-te și dă-i. Și mă convingea să-ți dau, și așa s-a întâmplat. El lângă mine, e fratele meu, construim împreună. Și după aia, la ceva timp, a mai venit altul care e mai puternic decât... Fiecare și-a făcut prezența. El a fost cel mai important, Albert. A prima fost oară important, atunci. Da, cel mai important. Mi l-a trimis Dumnezeu, chiar cel mai important. Adică are... Eu n-am cum cu omul ăsta să mă revanșez vreodată în viața asta. Decât Dumnezeu îl va binecuvânta prin... Exact cum știe Dumnezeu. Dar eu personal, n-ai cum când un om te ajută să vii tu... Și dacă facem bani, i-am zis, băi, nu știu dacă facem 100 de milioane... Tu, unul la unul cu mine, ai 10-0. Eu pot să-ți întorci 100 de milioane. Ce ai făcut tu, 100 de milioane, nu are nicio valoare să-ți întorci. Degeaba ți întorc eu din bani. Pentru că tu, pentru mine, tu ai venit lângă mine când eram mort. Și asta e o recunoștință care o voi avea toată viața. Asta și da, un respect și o iubire pentru el. Ca aia din gură când spune, Gianni, ai văzut că sunt oameni, bă, frate, dacă îmi dau viața pentru tine. Domnul. El și-a dat viața pentru mine. El da. Gândește-te cu tine, și-a dat tot. Bă, tot. Păi asta înseamnă, nu numai din vorbe. Și a venit lângă mine și mi-a zis, am auzit că ai probleme, nu-mi place ce aud. Și când nevastă m-a întrebat, că nu-l știa, eu eram, am jucat cu el la Steaua, la copii, a fost cu el la școală, dar... îl întrebam ce faci cu mine. El când a auzit că am probleme, a venit lângă mine. Dacă nevastă mi-a întrebat cine e, nu cunoșteau copiii mei. Astăzi face parte din familie, mergem peste tot, suferă pentru mine, eu pentru el, ne bucurăm unul pentru altul. Familie. Deci pe bune familie, adică îl iubesc din toată inima. Și mai am încă un prieten care Dumnezeu mi-a adus, mi-a șters tot ce era rău lângă mine, care eu credeam că-s prieten, când eram bine, și când am ajuns în probleme și rău, mi-a adus Dumnezeu alți oameni care i-a vrut el, nu care i-am vrut eu. Adică sinceri, curați, care să mă iubească din toate, să sufere cu fără mine. Fără niciun interes. Nu, mai bine decât mine. Ei n-aveau nevoie de mine. Și mai am un prieten de-al meu care îl cheamă Ion, care omul ăsta, la fel, a venit și a zis, bă, frate, simt să te ajut. Și a început să mă ajute și Albert vedea și spunea, bă, frate, uite cum lucrează Dumnezeu, bă, Dumnezeu te iubește. Spunea Albert și după aia ei doi, bă, Dumnezeu te iubește. Am venit noi doi să devenim frații tăi. Ca noi doi să te ajutăm pe tine. Și s-au bucurat, să bucură în continuare. Orice mi-am luat, orice au fost lângă mine. Și omul ăsta la fel. A venit cu bani când a trebuit să mai cresc cu blocul. Sunt lângă tine. Mi-a dat bani.
e lângă mine, simt, și aseară, că uite, vine, aseară am plecat de pe Decebal și îmi zice fiul, bă, mă simt sigur, mă simt puternic lângă ei. Și am zis, pe Dumnezeu își face prezența și ne-a trimis oameni care noi n-avem cum să murim decât dacă vrea El. Dar așa, cu oameni care mă iubesc fără să aibă niciun interes. Asta e noi când ne-am apropiat de Dumnezeu și Dumnezeu ne-a întors ceva. Și ceva care noi nu speram. Gândește-te să ai 4-5 milioane datorii și să vezi că apar niște oameni care nu sper la ei. De nicăieri, care nici nu aveai un anturaj cu el. Nicio treabă. Incredibil. Nicio asta treabă. E incredibil. Da? Serios. Și, da. Și spun și ei astăzi. Mă iau, mă pupă. Deci eu simt o iubire de la ei. Crede-mă, Dumnezeu mi-e martor, că pe Dumnezeu nu poți să-l minți. În care n-am simțit în toată perioada asta de la frații mei. Dar așa lucrează Dumnezeu. Îți dă ceva la schimb ca să-ți arate puterea Lui. Că dacă vine prin familie, ți se pare o normalitate. Acum 20 de ani te vedeai cu credința lui Dumnezeu așa și eram, să fii așa? Eram, da, credeam, da? În Dumnezeu, că mă visam fotbalist, mă duceam la biserică tot timpul, nu exista. Dar uite că Dumnezeu a avut alt plan cu mine. Ca eu să mă dau de probleme, nu mi le-a făcut El. Să ajung că prima oară Dumnezeu mi-a dat harul ăsta, cum ți l-a dat și ție, să avem șansa să câștigăm mai mult decât un om normal. Și toți banii ăștia care am avut, am făcut ce am vrut eu. După care vine Dumnezeu, da, vine Dumnezeu și spune, din momentul ăsta, te ajut. Că vede că vreau să stau în slujire pentru El. Dar zic Dumnezeu că e foarte interesant și pe mine mă fascinează, pentru că eu te cunosc și vorbești atât de frumos. Când mergi la biserică, a fost vreun moment în care ai simțit semnul ăsta divin, adică da. Simți? Da, păi asta s-a întâmplat și... Ai văzut că mulți, nu știu cum vezi și tu lucrurile, spun mulți, domnule, dacă pleci din ortodoxie și îl cauți pe Hristos în altă parte decât în ortodoxie, ești sectant. Nu, eu îl caut pe Hristos și punct. Hristos n-a venit pentru o etichetă, că până la urmă e o etichetă, da, ortodoxia, catolicismul, penticostalii, baptiști, tot ce vrei tu, asta e o etichetă, cum sunt cluburile de fotbal, da, o denumire. Da. Da. Noi am venit pentru creștinism. E un singur drum către Hristos. Eu m-am dus în biserica, că o să spună lumea acum, da, dar vezi, tot aici și-a făcut prezența Dumnezeu. M-am dus în biserică la noi, da, și am stat, eram foarte supărat. Deci n-am fost niciodată mai supărat, dar aveam putere să, și zic, mă duc să mă cer cu Dumnezeu. Uh-huh. Zic, mă duc să mă cer cu El, că nu poate, nu se poate. De ce mi-a dat mie atâtea datorii? Care mi-a dat atât mai mulți bani și i-am cheltuit, de ce nu m-am frânat, de ce nu mi-a zis să nu fac? Am făcut greșeli. Am cheltuit mai mult, cu toții greșim. Și zic, de ce mi-a dat? M-am dus să mă cer cu El. M-am dus în biserică, am stat o oră jumătate eu cu El, am plâns, m-am rugat și am zis, Doamne, uite cum facem. Că din cearta cu El, că Dumnezeu îngăduie, știe că avem slăbiciuni, nu? Dacă s-ar pune Dumnezeu la mintea ta, a mea, la ce păcătos suntem, n-ar trebui să mai existăm. Și zic, Doamne, uite, fii atent cum face. Eu știu că Tu existi. Nu există altă variantă pentru mine, știu, de-aia mă și cer cu Tine că știu că existi. Vreau să fac ceva. Uite, îți promit că dacă mă pui înapoi Iisus, că știu că poți. Mă gândeam, eu zic, Doamne, știu că în istoria asta, în Biblie, Tu ai mai ridicat oameni. Da, și când i-ai căzut, i-ai ridicat. Dă-mi și mie o șansă și uite, îți promit, mai aveam o casă. Uite, îți promit că o dau unui amărât, dar nu-l aleg eu, că Tu ești Dumnezeu, alege-l Tu. Dar să-mi spune ce am vorbit cu Tine în biserică, că noi doi știm. Bă! Da? Zi mai departe. Da, și spun, uite, fac lucrul ăsta, Tu ești Dumnezeu. Nu știe nimeni ce am vorbit, nici nevasta, nici nimeni, noi doi. Da. Dar să-mi spună cuvânt cuvânt că e omul tău și eu îi dau casă și atunci dacă îl trimiți, înseamnă că Tu mă iubești pe mine și mă ridici. Dacă nu, și-am ieșit. Asta îmi vorbesc, îți spun pe scurt așa. Da. Și spun, nu pot să o dau eu, cam și eu atâția mără și nu fac trecere la tine. Alege-l tu, dar vreau să-mi dai mesajul că tu m-ai ascultat și ai fost lângă mine când am vrut să vorbesc cu tine.
Ține-te tu omul al tău. Băi, Gianni, ies din biserică și mă întorc așa și spun, fii atent, Doamne, dacă tu nu mă iubești. Eu din momentul ăsta, orice păcat îl fac, nu mi-l las-o. Eu am venit către tine. Deci eu vorbeam aproape biblic, fără să știu. Zic, eu nu mi-asum din momentul ăsta niciun păcat. Până aici, mi-am asumat. De aici fac ce vreau dacă tu pe mine mă lași. Am ajuns acasă și au venit la 3 zile, 4 zile. Îmi vine unul care stătea în chirie la mine și îmi spune că vrea să cumpere un apartament. Eu aveam teren, dar eram blocat, că eram, de aici a plecat. M-am blocat cu două autorizații, mi-au făcut probleme unii. De-aia și s-a dus toată povestea așa. Nu o să merg înainte, m-au blocat cu două blocuri. Și îmi spune, vreau să cumpăr la tine, îmi zice, vreau să cumpăr la tine, vin diseară. Vine, eu eram atât de supărat când îl văd pe interfon, zic, mai era cu unul. Și mamă, eu i-am zis lui ăsta să abia accept pe el, da, mai îmi vine, n-aveam chef. Da, erai supărat. Da, când îmi vine, zic, nu-l bag în casă, îl bag în foișor. Când îmi spune că-i frate, îi zic, bine, hai în casă. În casă a început să vorbească și vorbea cu fratisul, că ăsta era vagabond fratisul, e mai vagabond, e mai na, din lume așa, din viața de femei. Cu, da. Da. Ăsta la alt, eu nu știam că e pastor și că e pocăit. Și a început să vorbească, am început să simt niște lucruri și îl mustra pe fratisul, dar simțeam, am simțit ceva. Și așa mi-am dat seama că persoana aia, dar m-a amețit puțin. Și zic nevastă mea, zic, mi se întâmplă ceva, dar eu nu-i spusesem ei. Vină-o jos că mi se întâmplă ceva, n-a înțeles nimic. Eu am amețit, zic, se întâmplă ceva, vină-o jos că Dumnezeu îmi vorbește prin cineva, am făcut ceva. Nu înțelegea nimic, nici eu nu eram coerent. Ea, da. Ea nu știa povestea. Ce-i mă? Ce s-a întâmplat? Da, vină până jos că n-a înțeles nimic. Da. Într-un final îi spun ăstuia, băi, n-am cum să-ți dau, avea un avans de 5.000, să-ți dau cu rate la dezvoltator. Mi-e greu de tot, că după aia te dau afară, ce fac eu? Cum te dau copii afară? Și aveam nevoie de 5.000 geni. Mamă, și cum erau atunci? Că vorbeam de 100. Închipești 5.000 la perioadă. N-am putut să iau banii. Și am zis, nu pot să-ți dau cu rate, pentru că dacă mâine nu plătești, va fi greu. Pleacă, zice, ok, pleacă din curte. Mame, nu am mai înțeles după aia. Bă, e el, nu e el. A fost o amețeală, știi? Iese din curte, nu-mi spune că e pastor. El nu mi-a spus. Iese și îmi dă mesaj, fratisul. Băi, frățiorul meu, băi, ăsta nu mai pleacă de la poartă. Mi-a zis că Dumnezeu, dacă nu vorbește acum cu tine, va fi judecat. Băi, băiat. Martor mi-e Dumnezeu. Te cred. Nu am cum, că nu-s nebun. Da, eu te cred asta, dar îmi spune, nu plec de aici. Și ăsta îi spune, bă, frate, ăsta are probleme mari. Și aveam la o poartă, aveam Bentley, Range și casa și toate erau, știi cum, ești frumos pe din afară și bolnav pe dinăuntru. Pe dinăuntru, da. Da, ăsta eram eu. Și îmi spune, băi, ascultă și tu la mișto că nu ți-am să stai pastor, e pocăit și îmi zice că vrea să-ți vorbească Dumnezeu prin el, că el nu pleacă de la poartă. Eu acum amețit de povestea, îi spun, da, lasă-l că-l ascult. Ce fă-te și tu că-l asculți. Intră înapoi în curte, se uită la mine, era a doua oară, prima oară în casă, pleacă și a doua oară când îl văd în interval de 25 de minute. Și îmi spune, băi, frățiorul meu, înainte să vorbesc cu tine, simt o iubire așa de la Dumnezeu, lasă-mă să te iau în brațe, că ai probleme mari. Și mă ia în brațe. Și începe să-mi spună tot ce am vorbit eu în biserică cu Dumnezeu. Nu cred așa ba, ceva. Ba da. De-aia spun oamenilor să-mi creadă în Dumnezeu și să lase povestea asta că unul e sectant, că Dumnezeu, dacă ești din ortodoxie, te rătăcești. Eu nu m-am rătăcit. Eu am găsit cuvântul lui Dumnezeu, am găsit pacea lui și am găsit rezolvare la toate problemele mele care au fost 5 milioane de euro. Uf. 5 milioane de euro care alții, da, nu mai rezistă, se omoară. Nu m-am îmbolnăvit. Mi-am făcut toate testele, diabet, tensiune, nimic, pentru că i-am cerut lui Dumnezeu, Doamne, ține-mă puternic, că doar Tu poți.
și găsește-mi rezolvare la orice, că n-am cum să duc așa ceva. Uite că toți suntem la subiectul ăsta, știu și mi-ai zis dinainte de asta că vrei să faci un proiect destul de mare legat de biserică. Explică-mi despre ce e vorba. Da, asta vreau să vorbesc și eu cu tine, pentru că cei de la biserică, eu sunt la o biserică creștină care se încrede în Dumnezeu și asta va merge până la capăt, se numește Profides. Nu sunt penticostal, nu sunt... Biserică creștină. Uh-huh. Nu este legată de nimeni, de nimic. Această biserică, Profides, credem că eu am găsit mult adevăr acolo și cu toții greșim, dar nu greșeli mari. Dar ei în fiecare an, uite, au făcut și de Paște, au făcut pe Stadionul Național. Da. Acum vrem să facem pe stadionul Arcul de Triumf. Da. Sper să reușim pe 7. Am trimis mail. Septembrie? 7 septembrie și am vrea înainte de... mesajul de încurajare care îl va da biserica prin acest pastor Tony Berbece, care mai este și el hulit de multe ori, dar de ce? Pentru că atunci când, că deviezi puțin, atunci când ești în slujba lui Dumnezeu, vin și oamenii și te atacă. Uh-huh. Știi, când ești rău, oamenii te compătimesc. Când ești bine și ești sus, oamenii încep să dea în tine. Așa e și la el, dar e un om chiar în slujba lui Dumnezeu. Ce am zis să facem și un eveniment sportiv, să facem Steaua Dinamo, uh-huh, să facem și cu Biserica Profides și chiar sau am fost la cu biserica, am fost la penitenciar la Rahova. Da. Și s-au făcut niște discuții acolo și au zis dacă faceți asta, suntem și noi alături de voi, că și noi avem echipa penitenciarului Rahova, avem, da, echipa care joacă în campionat și ne-am bucurat să ne chemăm și pe noi, pentru că noi am fost acolo cu pachete, am fost la deținuți. Și am vorbit din cuvântul lui Dumnezeu, am vorbit și eu, uh-huh, am dus pachete, pentru că spune că atunci când Biblia spune, știi că n-am vrut să merg, că deviez iar, da, n-am vrut să merg la Rahova, zic, ce să caut eu acolo? Da. Să vorbesc eu oamenilor de acolo? Nu. Și când am ajuns acolo, a deschis Biblia cineva și a spus, atunci când vii, Dumnezeu spune, atunci când vii și te întâlnești cu un deținut, de fapt nu te întâlnești cu el, spune, te întâlnești cu mine. Și atunci vei avea binecuvântări. Adică eu dacă nu mergeam, refuzam întâlnirea cu Dumnezeu, cu Hristos, da. Cu Hristos. Și atât de mult m-am bucurat, zic, uite, diavolul cum te înfrânează să nu te duci și de fapt te duci ca să dai încurajare celor din închisori. Deci, și am mers în jur de 7 septembrie, da, să facem un fel de Steaua Dinamo, da, să jucăm și cu echipa penitenciarului și Profides și biserică, echipa creștină. Să facem un fel de 4 la 3. 4 la 3, da. Mie mi-ar plăcea tare mult și ai tot sprijinul meu. Doamne ajută, îmi doresc să facem și chiar ne vom organiza ca să ajungem să, da, umplem și stadion, pentru că până la urmă ideea care este, în afară că este un eveniment creștin, legăm și cu sportul și eu cred că e de bun augur, pentru că, uite, oamenii se duc, marea majoritate se duc către lucrurile astea mari. Ai văzut și tu ce s-a întâmplat pe la Constanța, mai ai nevoie și de Dumnezeu, nu că ai nevoie, ai de nevoie Dumnezeu, mereu, nu că mai ai, da? Nevoie, că ai te nevoie duci mereu acolo, te distrezi, te simți bine și vine un moment în care vei fi unul la unul cu Dumnezeu și ce o să-i spui? Doamne, n-am avut timp de tine. Că orice om are nevoie de Dumnezeu, da? Și o să spui, n-am avut, Doamne, nevoie de tine. Nu, uite, poate din chestia asta înveți ceva. Priști ceva, poate să vorbește Dumnezeu și te apropii de El. Bine, orice... facem meciul ăsta cu o singură condiție, să nu mai driblezi. Trebuie să mai dau 5. Da, dar trebuie să te bași pe dietă. 100%. Mă gândesc că sunt înapoi, sunt copil... Și cum eram noi amărâți și făceam, da, foame, e ușor pentru noi. E foarte ușor, da, știu. Da. Jenny, uite că mi-a văzut aminte, mi-a zis mama că ai venit cu câinele, că dacă stăteai sorta față în față cu noi, ai venit cu câinele, a, da, zis, bă, mamă, era spatul copii, am făcut și o plăcintă pentru voi și am mâncat nebunul la toată plăcinta și a zis, băi, Jenny, oprește-te că mai am și copii și ai râs și ai mâncat plăcinta toată. Păi era prea bună, băi, chiar să o pup pe mami să-i spui, da, că mai vreau. Dar fără să o întreb, mi-a zis, băi, mai țin minte cu Jenny, aveam un câine, da, eu nu mai țin minte câinele. Uite, fără să știe că tu vii la mine la, da, podcast, da, ca să vezi. Și mi-a zis de un câine. Aveam un Rottweiler. Vezi, a zis, avea câine și el mi-a mâncat toată plăcinta și nu v-a mai lăsat mai că nimic. Așa că vorbește cu maică, să facă plăcintă, să facă, și eu. Gata, facem, invers. Da. Fii atent, care este cel mai mare regret în carieră de fotbalist? Din carieră, regret că am plecat de la Shakhtar într-un moment foarte bun, câștigasem campionatul,
eram pe val, eram într-o formă nu bună, foarte bună, pentru că era la un alt nivel și am greșit pentru că de acolo plecam sigur și dacă nu plecam. Gândește că eu am refuzat atunci contract la semnătură, da? $1,000,000, eram vorbind de dolari, în 2002. Și am venit la Steaua pe 200.000, că a fost visul meu să joc la Steaua. Adică aș fi venit la Steaua, dar nu atunci. Ăla e regretul și ăla cred că mi s-a schimbat puțin mai mult parcursul meu. Pentru că stând la Shakhtar, Champions League, avea alt culoar. Alt culoar aveam. Da. Pentru că eram, uite, ne-a chemat pe mine și pe Timoșciuc. Aveam amândoi 22 de ani, da? Și a zis, vreau amândoi să semnați, scheletul se face pe voi doi, face în campionat. Cine ne cheamă? Ahmetov, care Ahmetov nu vorbea și toți care au fost acolo știu, erau oameni. El vorbea, eu am fost unul dintre preferații lui. Și nu o spun eu, pot confirma toți. Până la Nea Mircea Lucescu. Știm toți asta. Am avut un meci cu poliția română și a venit și Nea Mircea. Și mi-a zis, băi, Aliu, să ia vino. Era și Neandru, a zis, băi, omul ăla te-a iubit foarte mult pe tine. Dimineața, dacă spuneam că vreau ceva, nu exista. Nu exista, da. N-am știut să profit, de ceea ce însemnam eu pentru clubul ăla. Da, tu nu ți-ai dat seama de valoarea pe care o ai și cât de iubit erai, practic. Băi, am venit și cu echipa națională, am jucat România, în Ucraina am jucat, exact după ce am luat campionatul la Donetsk. Și a venit Chivu, am intrat în repriza a doua, a ieșit Sevchenko, l-a aplaudat pe Sevchenko și am intrat, exact așa s-a întâmplat, da? Și s-au ridicat tot stadionul în picioare pentru mine. Și a venit Chivu, da, care a jucat la Roma și mi-a zis, băi, mi-a stăzut mâna și a zis, cum am văzut oamenii ăștia, a însemnat ceva pentru ei. Pentru mine a fost o mare satisfacție că am câștigat campionatul și am avut un aport foarte mare. Poate nu se câștiga campionatul. Și am plecat într-un moment, sus eram, să vrea să-ți dea €1,000,000 și la un moment dat îmi spun, Giovanni Becali știe, a venit Neviosca ăla, că a jucat voi cu ei. Tu nu erai? Nu, cu Bruju? Sau îi plecasei, nu? Ba da, cu Bruju, da, eram. A jucat voi, nu, cu Shakhtar. Cu Shakhtar nu mai eram, nu. A venit Neviosca ăla, că între Bruju și Shakhtar era, a câștigat Shakhtar și a jucat cu ei din nou. Și a venit Neviosca ăla cu director sportiv, cu avion privat și m-am dus eu cu Giovanni, i-am luat, ne-am dus la Doi Cocoși și îmi spun și Giovanni și toți, băi, ai semnat, abia să duce legea Bosman, să devii liber. Acolo, dacă nu era legea aia, eram astăzi avion. Și ești spune, avion, da. Nu, și îmi spune, da, mulțumesc Dumnezeu că suntem bine. Și îmi spune, semnează contractul și Steaua o să renunțe la tine pentru că o să fie dublă semnătură și n-aveau voie. Și zic nu. Și mi-l dă iar pe Ahmetov și îmi spune, zi ce bani vrei și te întorci înapoi, că aici faci ce vrei. Și îmi spune, du-te în vacanță și, pe urmă, și vii prin septembrie. Da. M-a lăsat să fac mamă, și vacanță și să faci ce vrei tu. Zice, du-te unde vrei. Eu am băgat-o aia românească noastră. Da. E soția gravidă, nu mai vrea să vină. Deci, mentalitate... Da, nici nu știu cum e. Ori e țigănească, ori românească, nu știu. E românească. Românească, da, că toți facem asta. Ei, eu am făcut niște greșeli. Ăla e cel mai mare regret al meu. Când mă întorc înapoi, după Steaua și Rapid, mă întorc la Metalurg Donetsk. Mă întorc chiar în Ucraina. Dar nu mă mai întorc la Shakhtar, mă întorc la Metalurg și Metalurg nu m-au luat până n-au luat acordul de la... Ahmetov. Da. Mam. Păi a fost foarte supărat pe mine. Arcadi Zaporojanu, uite că îl știi, să-l întreb câte probleme a avut pentru că au crezut că ei au făcut manevră să ajung la Steaua și au luat bani. Până s-a confirmat că n-a avut. A fost decizia mea. Dar tu știi când nu m-am dus la meciul cu Lazio? Nu. Băi, am avut meci în Champions League, primul meci al Shakhtarului în Champions League, în grupe, a fost primul meci cu Lazio, băi, acasă. Cât de nebun poți să fiu, Ali? Îmi dă liber, echipa națională, joacă și după aia începea meciul de Champions League. Și mă lasă și pe mine acasă. Băi, nu zici că ajung acasă și nu mai vreau să vin? Hai de cap! Băi, știu toți, nu mai vreau să vin. Și mă... Că a murit mamaie. Murise mamaie, după aia știau toți din club, a murit mamaie mea, acum e moartă. Da. Dar atunci a murit de vreo 10 ori.
că știau toți. Una, două, băgai pasta. În rusă zice babușca umer. Babușca. Umer la, da, de unde? Că murea... Mereu. Mereu. Și îi spun atunci, ba, a murit bunica, nu pot să vin, nu pot să vin. Ahmetov nu înțelegea. Până la urmă i-au ascuns. Îi spun, nu mai vreau să vin. Că nu... Erau... Cred că aveam 3 luni la echipă. Nu mai vreau să vin. Ok, nu mai vrei? Nu mai vrei. A trebuit să-l anunțe pe Ahmetov. Ma. L-a anunțat pe Ahmetov. Mă sună de la club. Îmi fac legătura direct cu ei, dacă vorbesc rusă. Și zice, vrea președinte să vorbească cu tine. Ok, mamă, nu știam. Dar nu știam puterea lui cu adevărat. Cine e el? Că el nu-ți dădeai seama de fapt cine e el. El a condus Ucraina. Eu am poze acasă cu toți care au condus Ucraina. Erau un vestiar la noi. Deci oamenii din Donetsk au fost oamenii lui și au condus Ucraina. Da. Până la Zelenski. Da. Și îmi zice, am înțeles că nu mai vrei să vii. Zic, da, nu mai vreau. Fii atent cum facem. Nu e nicio problemă. Zic, vă dau bani înapoi. Nu. Îmi dai ce ți-am dat eu. Nu mai vor, dădusem 1 milion pe mine atunci la șerif, 1 milion a dat. Zice, dai cât ai primit tu înapoi, îi dai înapoi, vezi și familia, cât aveți? Când sunteți în stradă, să nu mai aveți nimic, ești liber. Ma. Și zic, mâine la ce oră am avion? Fai de capul meu. Zice, vezi că te înțelegem. Zic, da, mă duc Gianni. O luam, că înainte nu era cursă directă, după aia ne șmecherisem noi și luam charter și plăteai 10.000, 15.000 și mergeai direct. Până m-am șmecherit, am luat-o prin Elveția, prin toate părțile, ca să ajung la Donetsk. Era greu. Ajung la Donetsk și mă ia antrenorul care mă adusese. Mă ia în cameră, bă, la șmecher, l-a cunoscut Giovanni. Să-ți povestești după aia și cu Giovanni cu el. Și mă ia în cameră și a început să-mi bage muzică rusească de asta, de mafioți. Eu acum mă vedeam în filme cum mă împușcă ăștia. Bă! Da, mă, îți jur că așa... Intrase panica în tine. Da, mă, vedeam, zic, pia, și el îmi spune, dar eu, în nebunia mea, tot mă certam și cu antrenorul. El îmi spune, vezi că te-ai dus sus. Așteptam să sune președintele, când spune el, te-ai dus sus, nu scoți un cuvânt. Că vezi că îți oprește... 6 salarii. Păi zic, păi de ce am mai venit? Păi taci, că ți le dau eu. El zice, taci că ți le dau eu din prime. Da. Și, da, băi, taci, îmi făcea. Iar, bă, că îți place melodia asta, zic, ăștia mă pregătesc să mă omoare. N-aveau, mă iubeau. Crede-mă, mă iubeau rău de tot. Mă cheamă. Muzica aia pe fundal rusească? Da, mă cheamă. Gata, păi mă vedeam în filme. Mă cheamă Ahmetov, zice, du-te că te-a chemat președinte. Eu cu el. Aveam un ceas, țin minte și acum, tot timpul voi spune. Diamantele alea, pietrele alea, numai în ochii îmi băteau. Și el îmi spune, de ce ai greșit? Zic, așa am crezut eu, dar nu mi-am dat seama. Fii atent, nu e nici 6 luni niciun salariu. Nu mai avea câte rând de tare, în gură jos, sus, nimic. Gata. Zic, ok. Și îi spun așa, vreau să vorbesc și eu ceva. Îi spun, vă promit că nu o să mai greșesc niciodată. Bă, n-am mai greșit până la finalul contractului și am să joc toate meciurile. Toate meciurile am jucat. Toate meciurile și am fost foarte important în echipa aia. Că mi-au luat după 6 luni, fii atent, ăsta îmi dă banii, intrăm în Champions League, ți-am zis că am lipsit la primul meci. Da. Au început în Champions League să ne dea bani, cu Dortmund, cu Arsenal, bătusem pe Arsenal 3-0, cu Henry, cu toți ăia. Cu toți nebuni. Da. Veneau prime, pe aveam 100 de mii. Tai, noi jucam pe prime, mari. Am intrat în Champions League 100 de mii. Noi când jucam pe 10.000, era așa, ce e asta? 10.000, îți jur, eu îi dădeam la magazin, îmi luam îmbrăcăminte. Deci, la un moment dat veneau ăștia de la magazine, că erau magazine de firmă, și toți care au fost pe acolo, îți veneau acasă. Nu veneau, mai te duceai la magazin, veneau direct. Veneau, îți dădeau prețul și ce ți alegeai bine, veneau și le luau. Asta era altă, dar primele erau mari. Și atunci eu n-am mai stat în salariu.
Și mi-am luat gând. Deci în iarnă, când înainte să venim acasă pauză, mă cheamă și spune: vezi că se poate? Ahmetov, tu te ia-ți toți bani. Ma. Mi-a dat toți banii. Ce tare. Și după aia am început cu el. Orice român venea. A venit Giovanni, a venit Victor, cu toți jucătorii. Eram singurul care dădeam verdictul pe români. Da sau nu? Avea cea mai mare încredere în mine. Uh-huh. Și uite așa, am creat o relație cu el, că după un meci cu Dinamo Kiev, batem la Kiev, luăm cupa și acum, îți dai seama, 100.000 de spectatori. Primă, 40.000. Vin și aud pe Timoșiu, pe ăștia în vestiar, că e un M5, o mașină de 100.000. 100.000, tu îți dai seama, 100.000, când în apartament era 6.000, 7.000. Și zic că am găsit o mașină, că noi aveam acolo parcuri de mașini și unde erau ei mafioți, te duceai, luai mașina și plătea și clubul. Revedere. Nu zicea nimeni că nu ți-o dau, nu exista. Și îmi zic că am văzut mașină, ieșeam de la antrenament, că mă întrebă: Marian, cum ești? Bine. Tot timpul avea o vorbă. Bă, prime de 40-50 de mii, întreba, ești mulțumit de primă? Președinte, la noi în România nu există așa ceva. Există. Tot timpul îi spuneam. Zic, eu ce iau la un meci, alții iau într-un sezon. Și îi spun, am găsit o mașină, că jucasem bine. Curaj. Păi nu ți-am dat banii, că azi jucai. Da. La primul antrenament aveai banii cash. Mamă. Venea cu alea, o dubă de aia plină de dolari, miroseau de orare, ia, pac, 4 pachete, 3 pachete, 5 pachete. Așa se dau bani. Uh-huh. Și zic, păi de unde, banii îi trimit în țară și vreau să-mi iau mașină. Păi cât e mașina? Că îți dai seama, 40.000 Tu erai fier pe mașina aia. Nu o văzusem, mă. Am auzit doar pe aia că e o mașină. Uh-huh. Și ce zice? Ok. Zic, vreau să o iau și mi-o prins din salariu. Păi cât e mașina? 100.000. Stai să verificăm, să vedem ce mașină e. Ce... Termin antrenamentul, nu mi-a zis nici da, nici nu, că mă cheamă directorul sportiv de la bază și zice: Marian, de cheia, când văd ăștia din echipă mașina, cine a luat? Zic eu. Păi când? Că nici n-ai văzut-o. De ce? Păi v-am auzit și am cerut-o. Așa am luat mașina. Și pe aia când am văzut să dau banii, după ce am luat campionatul, am zis să-mi oprească din bani. Și mi-a zis că nu, că mulțumește pentru tot ce am făcut pentru ei și că mă așteaptă să vin la echipă, să mergem în Germania, în cantonament. Și nu s-a mai întâmplat asta, că am semnat cu Steaua. Băi, mă ținea pe teren, era Daniel Chiriță, Flore, erau cu mine. Ce îmi făceau? Băi, piticule, tu cred că nu realizezi. Noi am venit din România, ăla de la Dinamo, ăla de la Rapid, și tu vrei să te duci la Steaua? Bă, tu nu realizezi cine ești aici. Și eu le-am zis: aveți invidie pe mine? Nu. Da. Pofticați că mă duc la Steaua. Băi, a zis, ești prost rău de tot. Păi ăsta vrea să-ți dea 1.000.000 și tu vrei să te duci în țară. O să-ți pară rău, piticul, îmi făcea Chiru. Da. Și n-am ascultat. Ei sunt martori. Și ai ajuns la concluzia că ai fost prost? Da. Da. Cea mai mare greșeală. Să ai totul în mână, să poți să faci. Păi dacă Sârna spunea că mă vedea, uite pe legenda, așa legenda. Legenda și actorului. Ai plecat singur. Tă nebun. Câți ani aveai atunci? 23. Hai de cap. 23. Să vii la Steaua, da. Și ai câștigat vreun trofeu cu Steaua? Nu mai știu. Nu cred. Am un campionat. Un campionat, da. Atât. Da. 2004-2005. Și... Da. Că voi 2003, ce n-am luat? Rapidul. Nu mai știu. Noi l-am luat? Nu, habar n-am. Nu, voi n-ați luat. Nu mai știu. Că am luat prea multe alii și nu mai știu. Da, înțelegi? Nu. Adică n-am. 2002-2003 l-am luat Rapidul. V-ați avut 2001. Am avut 99-2000, 2000-2001. Da. Și după aia ați avut după aia puțin în jos. Puțin, dar pe urmă ne-am revenit și am luat din nou campionat. Da. Băi, dar la Shakhtyor a fost o perioadă atât de bună și atât de... Cât ai jucat la Shakhtyor? 2 ani jumate. Mamă, tu dacă mai stăteai încă 3 ani... Dar nu mai, eu dacă semnez nu mai plec. Nu mai decât plec. Afară, da. Da. Decât în alte părți. Nu, mă, păi aveam... Eram bine văzut și când jucam în cupele europene. Fii atent, l-am avut pe Pancone invitat și mi-a zis că el de-abia aștepta să vină la echipa națională să se întâlnească cu tine. Erai sufletul echipei.
erai pe Caterinca, erai pe de toate. A, cu Pancone? Da. Da, pe așa era. Bine, eu cu Pancone am jucat cu el și la copii și juniori. Păi când l-am văzut, avea, eu aveam 38, el avea 44. El a, așa a rămas piciorul, 44. Bă, dar era moldoveanu, era fotbalist, bă. De fotbalist, mic, da. Cu picioarele alea mari, cu alea, cum o ghidona, cu stângul, cu dreptul. Și el pe Caterinca, că tu-l știi, da. E panoramă. Da, eu vreau să aflu de la tine cum erai tu. Eu vă știu. Eu eram mai pe Caterinca. Erai tot timpul. Adică eu niciodată n-am fost genul care să fiu nesuferit undeva. Mai ai și antipatii. Păi da? Normal. Dar în general m-am făcut plăcut unde am fost într-un colectiv. N-am fost de ăla să stau pe să omorât. Eu dacă îmi făceam Caterinca... Cine era vaca de mulți de la voi de vestiar? Cine era pe Caterinca așa? Pe cine făceați voi așa? Bă, mai aveam, îți dai seama că erau... Na, mai era... Glumeam, nu pot să zic că... Glumeam cu el, da. Mai era cu Pompilu Stoica, mai era cu Claudiu... Dar oricum tot timpul erau glume care le făceam. Uite, de exemplu, când auzeam pe Răchită că zice lui Neapiții, Neapiții? Când... Piții arăta mai bine decât el, da? Adică ți se părea că era ți invers. Ți se părea că nu e ok. Da, că Piții ai văzut cum și acum arată bine, da? Da, mai, da, da. Că avea vârsta mea când eram antrenor, bă, și cum arăta. Țiplă, frate, țiplă, da? Și vedea pe Vivi la 33 de ani. Neapiții care era... arăta mai bătrân decât Nea da, Victor. De... Ce vrei? Asta e, păi am zis și lui, bă, Vivi, asta e. Dar nu se supăra, că era Caterinca, era frumos. Ați avut și voi un vestiar destul de frumos. Da, da. Tot timpul au fost și la Rapid, și la voi, și la noi. Au fost vestiare frumoase. Uite, am vorbit cu Boștina și cu Opriț, așa, băi, cel mai frumos grup și unit așa la, și pe Caterinca, pe astea și fotbaliști, azi l-a simțit la Dinamo și a jucat și la Steaua. Da. Eu, uite, la Steaua m-am simțit foarte bine, că eram acasă, îți dai seama, dar și la Rapid. Uh-huh. La Rapid m-au primit foarte bine, erau toți, Măldă, Bădoi, Caramieni, Dolha, Daniel, care vrea să fie invitat, m-au primit nu bine, foarte bine. Mă simțeam bine, eram și brunețel și nici n-aveau cum că era... Tu ai și talent, și Haz, și Caterinca, hai să o dăm pe față, că până la urmă asta contează mult. Și Răzvan, uite, Răzvan, bă, mie mi-a plăcut mult. Eu n-am, uite că ziceai tu dacă am regrete și dacă ce aș da înapoi. Băi, mă chema Răzvan și zice, astăzi vii, nu-ți faci program, te să mâncăm. Deci la el, un jucător, doi. Și mergeam prin Herăstrău. Băi, eu astăzi îmi dau seama că pentru omul ăla eu eram important. Dar mie mi se părea o normalitate și nu știam cum să plec mai repede să iau o gagică, să ies, să o iau eu pe drumul meu. Dar omul ăla mă băga în seamă și vrea ceva de la mine. Uh-huh. A venit, mă spunea cu cine te simți bine. Și cât contează un antrenor, foarte știi? Foarte mult contează, și spune cu cine vrei să joci, cu cine te simți tu mai bine. Uite, eu zic așa și după aia mi-l dădea pe Apolzan. Eram în cantonamente și venea dimineața. Intrau în cameră. Ne-a dat nezim ce mi-ai zis. Și îmi spunea, băi, singura diferență între tine și Hagi este că ăla te-a bătut la ambiție, dar lovești mingea la fel, ai calități, că era metodist și a zis, ai calitățile lui, dar numai că ăla a avut ambiție peste voi toți. Da. Adică nu eram eu de nivelul lui Hagi, aș bate când... Dar puteai să ajungi acolo, Ali, era acolo. Dar uite și Hagi... Erai număr 10, frate, nu mai fi modest, erai număr 10, dar, autentic. Uite, eu am avut mereu satisfacția asta că Hagi m-a dat mereu exemplu pe mine și pe Cernat și pe Zicu. Da. Care a spus unde jucător genul tău și a zis de noi, dar a zis unde i-ai bătut. Exact ce zicea Apoza, a zis pe ambiție, pe determinare, am vrut mai mult ca ei. Da, așa e. Și așa a fost. Zimii... Noi n-am avut ambiția lui. Fii atent, zi-mi apropo de viață, de Caterin, că ești și vei fi în continuare, cu toate că acum, ești puțin mai retras. Asta nu glumești. Asta nu dispare niciodată. Da, una e să glumești cu cineva și una e să jignești. Adică exact. Sunt două lucruri diferite. Și fii atent, am o întrebare pe care am pus-o tuturor, să fii pregătit, da? Da. Și sună cam așa. Ce poți spune în pat, dar și la fotbal? Gol. Bun. Bară gol. Păi, bară gol, merge, dar înseamnă că ai dat-o și în bară puțin. Păi da, bară și după aia gol. Intră și... Bară, gol. Poți să dai așa, e mai bară? Frumos că am dat cu Dinamo așa, bară, gol. Păi da, dar nu vorbim de Dinamo, vorbim păi de... Păi da, Înțelegi? Da. Ce poți zici?
Schimbă-mă. Bine! Schimbă-mă. Bravo! Schimbare. Eu aveam altfel. Dacă nu poți tu, lasă pe altul. Da, poți să zici schimbare. Schimbare. Da. Bravo. Merge și asta. Merge. Sau merge, sau poți să spui, nu, să mai arăți așa, adică prelungiri, măcar 3 încă 3 minute. Încă 3 minute, da, să prelungim. Să prelungim. Merge, cum ai fi să-i zici lui aia? Auzi, mai merg 3 minute? 3 minute. Bine, care femeie ar spune nu? Îți dai seama, da, că să spune nu, clar. Corect. Da, mai zim, bine asta. Zim cum e Aliuță, zim ce muzică ascultă Aliuță, zim cum e el acum. Eu, uite, în ultima perioadă m-am axat așa mult pe muzica asta creștină. Uh-huh. Mă liniștește. Uh-huh. Sunt melodii de încurajare. Nu zic că nu mai ascult și o... O manea merge. Da, dar nu alea... Uite, nu mai dansez. La petreceri eu nu mai dansez. Uh-huh. De băut, mulțumesc Dumnezeu că nu aveam cu asta. Oricum nu erai cu băutura. Nu, nu eram, da. Dar nu mai dansez. Adică mi se pare acum pentru mine că... Mi se pare, bă, să mai dansez, nu mai pot. Uh-huh. A, că poate fi un blues, ceva, dar să mă prostez, să nu sui pe mese, să deschid cămașa, că... Nu, nu. Uh-huh. Dar așa muzică, uite, pe mine mă liniștește muzica asta creștină. Că și în biserică îți dă curaj. Am avut momente când stăteam în mașină și ascultam muzică și aveam, prindeam încredere, prindeam energia aia cu Duhul Sfânt, că pot să o iau de la început și pot să îmi dădea putere. Crede-mă, și prin melodii, că și melodiile, ai văzut, și una de dragoste, unul suferă, unul, da? Da. Melodiile îți transmit ceva, așa e și cu muzica asta creștină. Care ai vrea să-i ceri scuze cuiva la momentul ăsta și nu i-ai cerut până acum? Păi, am greșit și o față, Doamne, nu am un anume... Ai pe cineva, adică i-ai greșit persoană. Și nu ba, încă n-ai greșit, reușit? Uite, eu am zis mereu că am greșit și asta prin ce făceam înainte, că... Poate era nevasta cuiva sau poate era și am greșit și eu, da? Și am zis mereu, Doamne, să mă ierți pentru tot ceea ce am făcut, că am făcut în nebunia omului, că se crede el la tot șmecher, la tot puternic. Puternic. Dar Dumnezeu nu vrea asta, urăște. Cum da. Ar fi să-ți facă ție cineva așa? Da. Da. Și atunci, și acum pot să zic la asta, cui am greșit, îmi cer iertare și foarte Dumnezeu frumos. Să mă ierte pentru tot ceea ce am făcut. Pentru că mai spun unii, da mă, dar ai făcut atâtea și tu îi ceri acum lui Dumnezeu iertare. Păi Dumnezeu îți dă șansă până la final să te ierte. Că de-aia și spune, de ce zici mereu, Tatăl nostru care îți ceru, da? Iartă greșiților precum și noi iertăm greșiților noștri, da? Pentru întâi îți cere ție să ierți, că și nouă poate, și iert pe cineva care mi-a greșit, ca și Dumnezeu să te ierte. Pe și tu ai iertat la rândul tău, nu? Da, nu mai am... Și dacă oamenii mi-au făcut rău și m-au apropiat și mai de... am trecut peste și nu e meritul meu. Dumnezeu la un moment dat îți dă aura asta de a ierta, de a trece peste. Eu... Cu Dumnezeu e o ușurință. Dar ai și încercări cu El. Adică nu e ușor așa, știi? Te-ai apropiat de Dumnezeu și... Nu, vin încercări. Da. Dar trebuie să ai puterea să știi că sunt teste. Și le treci. Că le treci cu El. Cât de greu e, că... Mulțumesc Dumnezeu că nu mi-a dat. Am prieteni care le-au dat greutăți mult mai mari. Încercări. Mie mi-a dat prin datorii să mă apropii de El. Am prieteni care i-a dat prin moartea copiilor. I-a dat Dumnezeu o putere mult. Cum pot să mă plâng eu la ăla? Când ăla l-a apropiat de Dumnezeu prin moartea cuiva. Așa că îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat prin datorii. N-am probleme cu copiii. Suntem uniți. Am familia perfectă. Pentru mine, că și pentru tine familia ta este perfectă, da? Și ai văzut că în puzzle-ul ăsta care ai copiii, spui că așa trebuia să fie, nu? Nu-i vrei altfel. Și fizic, și zici, bă, ăsta trebuie să fie. Așa și la mine. Dumnezeu mi-a dat și nevastă care n-am ce să-i reproșez cât am făcut ei eu. Ei chiar n-ai ce să-i reproșezi. Nu, frate, nu, nu, nu. Și uite, e cu mine în drumul ăsta, e mai pocăită decât mine. Că eu mai ies afară, mai glumesc cu unul, mai am și eu, dar stau, oricum stau și eu și încerc să mă modelez de la zi la zi, că pocăința asta înseamnă a nu mai greși ce ai făcut ieri să repari azi și încerc, că mai fac și eu greșeli, știi? Și vreau ca până la final să nu o să fiu eu 100%, da? Dar vreau să stau cât mai aproape de Dumnezeu, că îmi face bine. Ali, să știi că a fost o plăcere să te ascult. Și te văd un om liniștit, te văd un om care
Dacă am mai sta încă 3 ore minim, da, am avea ce să povestim și mă bucur că ești bine. Atâta timp cât suntem sănătoși, Gianni, crede-mă, și ai copiii sănătoși, te să-i mulțumești Dumnezeu. Restul, banii, vin și pleacă. Azi poți fi sus, mâine poți fi jos. Dar dacă ai copii, familia lângă tine și e sănătos, te să-i mulțumești Dumnezeu. Că alții au milioane și n-au fericirea care o ai tu. Să vezi copiii. Pentru asta fericiți. Trebuie să-mi semnezi pe minge, să te am acolo, da, pentru că toți mi-au semnat unde vrei tu. Și stângaci. Stângaci și stângaci și tehnic și uite așa mai departe. Da. Bă, Dumnezeu să-ți dea binecuvântări în tot ceea ce faci. Îți mulțumesc frumos, Ali. Că fără el nu suntem nimeni. Îți mulțumesc mult de tot pentru tot și crede-mă că peste un an să ne regăsim tot așa de bine și asta să-mi zic. Povestești și să nu uităm să facem evenimentul ăla. Evenimentul ăsta este foarte important. Și crede-mă că mai mișcat în tot ceea ce ai spus. O să vezi niște lucruri care oamenii care s-au apropiat de Dumnezeu, nu că sunt eu mai special decât tine, că Dumnezeu ne iubește la fel. O să vezi lucruri și minuni care, și părtășii care oamenii le-au simțit cu Dumnezeu și sunt reale. Și aș vrea să trăiești și tu lucrurile astea și poate cu evenimentul ăsta o să simți mai multe lucruri. Doamne ajută să ne iasă cum trebuie. Dar eu vreau să fii lângă mine și să spună Dumnezeu pe suflet să reușim, pentru că e un eveniment. Ai văzut, dacă spune unul mâine, hai să mergem într-un club, te duci mai ușor. 100%. Da? Dar când e o lucrare pentru Dumnezeu, diavolul se împotrivește. A, mă lasă că nu mai. Eu am spus de prima. Da, Avem atâția prieteni și trebuie să-i unim. Trebuie să-i unim, da. Și oricum e frumos, că ne mai aducem aminte. Ai văzut cum și e. Și ca să închem sub formă de Caterincă, producătoarea mea, Dana, a zis să-i mulțumesc lui Dumnezeu că lucrez cu ea. Deci e o mare realizare. Da, poate nu? Dumnezeu a vorbit prin ea. A vorbit prin ea. Da. Ea râde acum și să freacă pe mâini. Da, eu sunt numărul. Eu am văzut, am stat puțin cu ea și am văzut că e fascinată de tot ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Da. Și Dumnezeu să-i dea pace și binecuvântări în casă și în tot ceea ce vrea să realizeze. Mulțumim frumos, Ali. Doamne ajută. Și eu îți mulțumesc, fratele meu. Și la anul tot și ne vedem la eveniment. Ne vedem cu drag.